shit! Fuck! Salutare, națiune și cătoare, și bine v-am regăsit la Outlast! În primul și în primul rând, dați-mi voie să-mi cer scuze pentru ultimul episod, pentru primele 6 minute, că s-a decalat camera de ceea ce se întâmpla în joc. Mulțumesc mult, Green, că mi-a atras atenția. You're the best, dude. Thanks a lot. Îmi cer scuze pentru asta, a fost o eroare de YouTube, pentru că în premier mi-arată totul ok și mi-arăta totul ok. Data viitoare voi verifica de două ori și înainte de a uploada și după ce uploadez pe YouTube. Așa că îmi cer scuze pentru inconvenientul creat, nu o să mai întâmple și mulțumesc încă o dată pentru susținere. Dar haide să-i dăm drumul cu Outlast, lăsăm vorba. Eram aici, pe coridorul ăsta. Trebuia să avansăm. Ne-am luat webcam-ul în mână. Shit. Este canibal, băiatul canibal. E băiatul canibal, fuck. Este Hannibal Lecter, cum i-am spus noi în episodul trecut. Doamne, deci la cum era, cât de palpitant era muzica cu tutututut. Mă așteptam să iasă din stânga mea, să zic că fraiere, eu știu un drum mai bun, tu ai sărit peste astea. Oh, așa nu-mi vine să merg înapoi pe coridorul ăla, vă spun sincer. Cu psihopatul ăla acolo, așa nu-mi vine să merg pe coridorul ăla. Auziți ce mult, deci muzica, în jocurile horror în general, muzica face tot. Și muzica asta, genul, dam, dam, adică, știi, simți că se va întâmpla ceva. Intrăm în camera asta. Vedem niște baterii pe undeva, nu? Unde o fi? Asta e întrebarea. Hop. Am auzit cumva și-a dat drumul la bormașina aia lui. Shit. L-am văzut. Ne punem aici în colț și stăm frumos ascunși. Oh, crap. Uitați-vă acolo ce armă are. Shit, m-a văzut, băgameaș. M-a mirosit, m-a văzut, nu știu. E timpul să dau drumul la lumini? Nu mai e timpul să dau drumul la nimic, am murit. Tia, firea, deci așa am crezut că n-o să ne vadă. De obicei trebuie să găsești să te ascunzi în... Oh, serios? Mamă, ce de departe ne-a dat. Cine vorbește? Băi, fraților, unde sunteți? Vreau și eu să... Vreau și eu să make it cu voi. Shit. Ok. Fugi cât poți. Shit. Doamne, yes! Am unul, vrei să mă scarpin? Dar dacă îți spun unde, nu cred că o să... Don't be scared. Bă, nu știu cum să-ți spun, dar nu arăți prea prietenos. Așa că... Hai, zim la ureche. Zim, șoptește-mi la ureche. Zim care e secretul. Bă, îmi zice azi că nu am timp. Am oameni care se uită. Are mai... Du-te, bă, în pana mea de aici. Eu chiar mă așteptam să-mi spună un secret. Classified, top secret. Radiografie la plămâni, nu veni după mine, lasă. Ai un nici, scarpină-te. Nu știu ce să spun. Deci dacă vine după mine la toaletă, I swear to God. Bă, ești dubios rău să moară măsa. Op. Pick handcuff key, gata, am găsit aia. Acolo, pe acolo, pe unde trebuie să... Unde era ușa aia încheiată, încuiată, încheiată, doamne. Era o ușă încheiată, frate. Ați mai văzut uși încheiate? În ultima vreme, baterii! Victorie! Bă, ce pare frumos foto. Morin. N-am mai auzit de firma asta, o fi... chinezească, probabil. Și iaiță! Fratelos mios, ce-ați pățit? What? Oh, shit!
Aici e competiția de MasterChef. Am greșit eu, nu era în episodul trecut. Ăla era doar competitorul. Aici se... Aici sunt efectiv unde pregătesc mâncărica. All material herein to be transcribed according to form 4083 with forensic revisions as benefits ongoing lawsuit. Ethan Sris Drunk Jaja. This is a request for specific legal session in ongoing lawsuit by Melissa Cho against Murkoff Charitable Psychiatric Inc. At the time of Mrs. Cho's termination, the psychosomatic effects of the morphogenic engine on female employees and patients have been well established. Already more than 7 female employees and patients have reached fictitious half-term pregnancies in a matter of weeks before miscarrying the non-existent children, 5 of them fatally. What the fuck? Și doamne iartă, mă făceau pe aici. Female employees were moved to higher floors in the facility than to other buildings and eventually entirely off the Mount Massey facility. The critical... Așa că țineți minte că în Outlast am ajuns la female ward. The critical secrecy of Project Wall Rider Nest State, the secrecy in the... Așa și așa, FOIA released. Eu tot n-am înțeles, Wall Rider ăsta, Project Wall Rider și tipul ăsta, The Wall Rider, era fantomele alea care vin și intră în tine, alea care m-au speriat și pe mine foarte tare în ultimul episod? Sau cine sunt ăștia? Cine e Project? Who the fuck is in Project Wall Rider? And where the fuck am I? Am mai fost pe aici? Was I here before? Nu pe aici am... Ah, shit! Am ieșit pe unde era canibalul. Fuck! Pe aici era canibalul, oare o mai fi pe aici? Nu știu. Dar nici nu vreau să stau să aflu dacă mai e pe aici. Shit! Este că l-aud? Îl aud? Băgameaș! Fugi! Fugi! Sari! Sari, atletule, sari! Hai, hai că am cheia, hai că avem să ieșim! Țeapă, fraiere! Țeapă, ție! Jocul ăsta o să mă omoare. Le schide ușa, vreau să intru. Văd ce este pe partea asta. Niște cutii, nu mă interesează. O cameră extrem de întunecată. Cu flăcări într-o parte. Oh, fucking great. Ce s-a mai întâmplat și pe aici? Vreau baterii dacă aveți. Sunt niște dulapuri, deci cu siguranță some shitty thing is gonna happen here. Deci am impresia că o să dau iară de gigelul ăla. Bă, frate, deci... Omul ăsta, canibalul ăsta, este ca râia, fraților. Deci nu scăpați de el. Odată luat, nu mai scapi de el. Niște paturi, ok, neinteresant. Butoaie. Dacă avea alcool, fraților. Îmi trebuie al... Nu, de ce am intrat aici? Nu aici, vreau să intru. Vreau să iau pe partea asta pe unde n-am fost. What? Ah, shit! Fuck! Oh, te rog! Nu? Stai, stai. Ce s-a prins? Ce-a făcut? Gata, șeful. Da, să știi, o să stau să ard de viu. Oh, shit! Fuck! Mamă, frate, deci... Sunt Superman. Asta face omul când e gătit. Nu, frate, nu eram al tău. Mamă, ce era să prăjim de vii. Doamne, deci m-am speriat când a intrat la pe ușă. Mi s-a părut mie ca și că aud ceva bătăi, da? Oh, fuck, tu-s valva, mătii. Mamă, ce m-a speriat valva aia. Și bine că nu ne-a tăiat. Adică te-ai gândit că ne-ar fi putut omorâ și după aia ne-ar fi băgat la gătit, știi? Adică ca să fie sigur că nu avem șanse să ieșim. Dar care sunt șansele că ne-a băgat fix într-un cuptor de la de incinerat cadavre, care avea zidul parțial spart în spate? Deci nu știu, mi se pare așa... How convenient! Nici nu m-aș fi așteptat la așa ceva. Ok. Am înțeles. Sunt rănit. Acolo, chestia aia e încinsă, probabil, și aia mă rănește. Fuck.
A, perfect, o masă pe care să mă taie. Nu știu, mă, vreți să-mi pun și o fundiță la gât eventual? Nu știu, zic și eu ca idee, să-mi pun și o fundiță la gât. Că poate în felul ăla, sau un măr în gură, să fiu ca un porc la proțap, știi? Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor. Cred că erau bodies pe acolo la un moment dat. Și nu bodies as in friends, bodies as in cadavre. Tot n-am înțeles încă pe unde trebuie să mergem. Ia uite, uite o scară. Ok. Well, somebody is very pissed off. Mamă, prietene, tu ce ai pățit aici? Ok, ceva interesant, ceva ce să putem lua. Adică mă gândesc că ar fi pus chestia asta aici cu un scop, nu? Gen, this is the way you have to go, this is the way you have to take or something. Tam tam tam. No, n-am văzut nimic, sărim jos. Mai avem o cameră aici și o ușă. Ușa asta e închisă, e un dosar acolo, deci poate pe acolo trebuie să ajungem cumva. Exit! Bineînțeles că este închis, băga mea-aș. Pentru un moment chiar m-am... Mamă, ce popică, popică scary. Aha, ok, niște documente. Asta era capela, fiți atenți. Uite, asta e aia care e în Outlast 2, care arde în flăcări. God and family, ia să vedem. Father Clark, far be it for me to lie to a man of God, so let me at least say I will my personal conditions, and I rest of the staff truly appreciate everything you do for our patients, and if you feel threatened by anybody in particular, simply let us know and we can either increase chemical restraints or administer lobotomy or similar calming procedure. Don't underestimate the contribution your sermons offer to our patients. Da, am înțeles. Îi spunea părintelui că sunt foarte mișto lecțiile lui de... Slujbele lui, pardon, nu lecțiile lui. Ok, dar pe aici nu văd altă ieșire. Nu văd să fie nimic, nu știu, poate era pe podea, pe undeva, ce ziceți? Am ratat pe undeva, pe podea, dar nu am ratat. Mamă, ce creepy e faza aia, cum bate aia puțin. E pus exitul ăla aici, știi, parcă se zice așa, știi, să ne oftice, știi? Uite, ați fi putut să ieșiți pe aici să scăpați, dar ghici ce? Acest lucru nu se va întâmpla. Pentru că motive. Aha, ok, gata, am prins. Trebuie să ajungem mai sus, vedeți? Aia este. Mă, și miram eu. Am zis, bă, dacă au pus o scară acolo, trebuia să fie ceva cu scara aia. Și acum cred că ne tot cățărăm mai sus, tot mai sus, tot mai sus. Cred că vrem să ieșim prin acoperiș. Spider-Man. Spider-Man does whatever a spider does. Spins a web. Nu pot. Dar pot să merg pe perete ca un adevărat șmecher și nu-mi este frică de căzături. Ce doamne iartă m-a fost asta? What the hell was that? Ok. No. Nu, nu vrem de astea. Aha, ok. Dar parcă sărisem încă o dată mai devreme și nu se plase nimic. A, nu trebuie să trecem pe aici? Nu, aparent nu pe acolo. Aparent pe aici. Și pe aici găsim ceva, încă o baterie. La radio. Sunete se aud, nu se aude nimeni. Sunt singur în clădirea asta și nu știu cum să scap. Alo? E ceva acolo? Te văd? Nu te văd. E doar praful. M-am speriat de praf. Uite o baterie. Cum ajung la bateria aia? Asta este adevărata întrebare. Vreau și eu bateria aia, că rămân fără baterii, oameni buni. Și nu-mi place pântuneric. Aha, pe aici. Alo, e cineva pe aici? Anybody here? Tu n-ai ce să-mi faci, tu ești muerte! Mamă, iară sunt la 2 din 5 baterii. Aparent pe hard este mai greu să găsești baterii. Ce faci, prietene? M-am urcat puțin pe tine, sper că nu te deranjează. Obișnuiesc să calc puțin în picioare oamenii noi cunoscuți, așa îmi fac eu, prieteni.
Iară se aude aia. Oh, fuck, se aude arma lui ăla. Deci se aude arma lui ăla, fraților. Ori înnebunesc, ori înnebunesc și este o șansă. Adică ar putea să vă gândiți, nici într-un loc de genul ăsta, vânat de un canibal nebun, ai toate șansele să nebunești. Dar mie mi s-a părut că i-am auzit drujba aia lui pornind. Ok, nu. Fuh! Nu, nu era. False alarm! False alarm! Bine, pe aici trebuie să mergem, dar atunci poate în partea alaltă, poate în camera asta găsești ceva. Mie îmi place într-un joc să explorez, să încerc să găsesc cât mai multe. Dăm bateria, dă-mă bateria! Așa! Yes! Yes! Am 3 baterii și nu le dau nimănui. Ce vedem pe aici? Nimic interesant. Suntem într-o librărie! Aveți cumva dragoste și pace? Mi-a spus profesoara că e o lectură bună. Apare... Fuck! Du-te-n pana mea! Shit! Mă ascund aici. A-a. Nope. I don't want to. Vreau și eu după oamenii aia care fugeau. Vreau după oamenii aia care fugeau. Că știi cum se spune? Putere nu... Strength in numbers. Este atât de frică, vă spun sincer. Sunetul ăsta, deci o să rămân cu sechele de la sunetul ăsta. Știți ce? Îmi iau inima în dinți. Mi-am luat-o în dinți. Inima. Și pe unde merg? A, nu, în partea altă trebuia. Prin librărie. Du-te mă de aici! Nu, no, nu, no, fugi, 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 băiete, fugi cât poți, bă! Cât te țin picioarele, cât te țin picioarele să fugi? La luminița de la, din capăt tunelului, aia e! Ha, acolo se întâmplă ceva, o să fim salvați, o să fie ceva! Nu o să fie, băgameaș! Așa, aia e, nu știi să treci de astea. Hai că nici grasul nu știa să treacă de astea. Fu! Salvați de clopoțel! Ha! Ah, părinte, mântuiește-mă că nu mai pot, păgânii ăștia mă omoară. Aș intra la baie puțin. Îmi vine să vărs. What the fuck? Aici e ca la liceu, știi cum erau bullies. Da, i-ai arătat tu, bagă-l, toată apa. Hei, când e rândul meu? Hai, dă-te la o parte, lasă-mă și pe mine, pare distractiv. Ai, făceam asta și în liceu. Nu, nu făceam, glumesc. Dar știți că e la american faza aia, că la american jocks se iau de bullies și exact asta, îi bai eu capul în toaletă and stuff. Da, bun. Dragilor, ne oprim aici în față la această ușă extrem de dubioasă, cu mult întuneric în spate și continuăm în episodul următor. Până data viitoare, națiunea se joacă și nu uitați, dacă v-a plăcut, lăsați un like, un share și un subscribe pentru că o să apară mai multe chestii mișto. Vreau să aud și de la voi părerile voastre. Ce alte jocuri horror mișto ați mai jucat? Cum vi se pare Outlast, Whistleblower, anything? Îmi place să vă aud, îmi place să comunic cu voi, cum mi-am spus și lui Green. Așa că dacă aveți orice să întrebați sau să spuneți, lăsați un comment. V-am pupat, ceau, ceau, oameni buni!